Suspendarea temporară a plățiratelor la credite sau oferirea de internet și mobile banking fără costuri timp de 3 luni sunt câteva dintre măsurile luate deja de unele bănci comerciale în vederea limitării deplasării clienților în sucursale în această perioadă specială cauzată de pandemia de coronavirus. Clienții persoane fizice de la Banca Românească pot beneficia de suspendarea temporară de până la două luni a plății ratelor datorate, astfel pentru credite ipotecare, consum cu ipotecă sau nevoi personale, pe baza solicitării clienților făcute prin call center la numărul de telefon 021 304 8100 sau pe site-ul băncii www.banca-românească.ro, în secțiunea Asistență clienți solicitări, plata ratelor poate fi amânată pentru una sau două luni. Acest lucru înseamnă că ratele nu vor deveni scadente în perioada solicitată. Pentru clienții care dețin unul dintre cardurile de credit Mastercard Standard sau Mastercard Gold, Banca Românească extinde automat până pe 15 mai 2020 perioada de grație. De asemenea, Banca Transilvania a anunțat că prelungește perioada de grație pentru cardurile de credit, iar primele obligații de plată pentru clienți vor fi doar în luna mai. Totodată, Raiffeisen Bank anunță că în cazul în care există cazuri de carantină, autoizolare sau alte situații speciale, iar clientul consideră că va avea probleme cu plata la timp a ratelor la credite, poate suna la 0 800-800-555, de luni până vineri, între orele 9-20. În plus, creditele standard acordate de Raiffeisen Bank au prin contract opțiunea vacanță în trei rate, de care clienții pot beneficia în această situație. Asta înseamnă că pot opta să amâne rata la credit o lună, două sau trei și se prelungește perioada de rambursare cu aceeași perioadă. BRD Group Societe General a luat decizia de a oferi gratuit timp de trei luni serviciile de internet și mobile banking în contextul epidemiei de COVID-19 și pentru a sprijini măsurile de prevenție a răspândirii bolii. Totodată, banca elimină toate costurile la Aferente tranzacțiilor realizate prin aceste instrumente, în mod necondiționat de folosirea sau achiziția unor pachete de produse. Potrivit băncii, gratuitatea va dura până pe 16 iunie 2020, cu posibilitatea de a fi prelungită. Ea se adresează clienților existenți care folosesc deja sau aderă la serviciile de bancă la distanță în această perioadă.